Exerciții de transpunere a unui text în infografice, clasa a 6-a. Pentru început, care ar fi scopul unor asemenea exerciții după părerea voastră? Opriți resursa video cât timp reflectați. Apoi dezbateți. Ați evidențiat probabil și voi că infograficele sunt utile și sunt estetice. Putem grupa informațiile pe teme și pe subteme. Surprindem esențialul și totodată evidențiem detaliile importante. Vă propun să lucrăm pe baza unui fragment pe care l-am ales dintr-o carte foarte frumoasă, Călătorie în jurul omului, scrisă de către Alexandru Stermin. Mă simțeam atât de bine și de bucuros că sunt acolo, încât parcă uitasem complet de noaptea prin care abia trecusem. Mergând prin pădure, l-am întrebat pe Roberto cum se orientează și mi-a răspuns că după nori, căci norii curg mereu de la est la vest. L-am întrebat ce să fac dacă mă rătăcesc singur în junglă. S-a uitat în jur și, undeva la câteva sute de metri de noi, a văzut un copac imens cu trunchiul gros. Mi-a zis că, dacă mă pierd, să caut un asemenea copac și să lovesc cu maceta în trunchi. A lovit el și, în acel moment, o vibrație puternică a trecut din copac prin mine și a rezonat în întreaga pădure. Mi-a explicat că oamenii junglei vor auzi sunetul, vor înțelege că m-am rătăcit și vor porni să mă caute. Frumos, nu? Vibrație, sunet, ca o muzică a celor care fac această activitate de a găsi, de a salva pe cineva pierdut. Despre această carte, Cristian Presură, fizician, a spus așa, a scris așa. Cartea este un excelent jurnal de călătorie care combină biologia, neuroștiințele și cultura filozofică, chestionând propriile noastre concepte și credințe despre ceea ce suntem și care este locul nostru în natură. Frumos, nu? Începem. La ce persoană este narațiunea? Ne întoarcem la text, ne uităm după verbe, după pronume personale. Descoperim astfel, mă simțeam, sunt, uitasem, cine mă simțeam? Eu. Deci, narațiunea este la persoana întâi. Da. Scrieți în maculatoare, sub formă de idee. Narațiunea este la persoana întâi. Elementele unei narațiuni la persoana întâi. 1. Situarea în timp și spațiu. 2. Cronologia întâmplărilor. 3. Prezentarea evenimentelor într-o succesiune de tip cauză-efect. 4. Menționarea participanților la acțiune. Normal că nu puteți scrie atât de repede, deci opriți resursa video cât timp notați în maculatoare. Le luăm pe rând. 1. Situarea în timp și spațiu. Transcrieți cuvinte care au legătură cu timpul și cu locul acțiunii. După noaptea care trecuse, deci înseamnă că acțiunea se petrece dimineața, și pentru spațiu ați identificat acolo, în pădure, în junglă. Citind cu atenție fragmentul, rămânem la ideea că acțiunea se petrece în junglă. 2. Cronologia întâmplărilor. Am ales acest model de infografic în 6 secvențe, 6 etape. Vă întoarceți la text. Începem cu prima secvență, ce fac cei doi. Lucrați independent, pe urmă vom verifica. 1. Doi oameni merg prin junglă. 2. Unul îl întreabă pe Roberto despre orientarea în junglă. 3.
Răspunsul lui Roberto se referă la curgerea norilor. 4. Primul mai întreabă ce să facă dacă se rătăcește. 5. Roberto exemplifică soluția la rătăcire. 6. Dă și o explicație. Oamenii junglei vor auzi și vor merge să-l caute pe cel rătăcit. Continuăm alt model de infografic pentru 3, cauză-efecte. Gândiți-vă care este cauza acțiunilor în acest fragment. Cauză, personajul narator a călătorit și a ajuns în junglă. Pune întrebări, e interesat. Ce efecte descoperiți? Era fericit. A primit răspunsuri. S-a interesat despre orientarea în junglă. Sigur, ați descoperit și alte efecte. 4. Notați participanții la acțiune. Călătorul și Roberto. Din nou despre cauză și efecte. Este fascinant să pui întrebări, să pui întrebările potrivite, corecte, pentru a obține răspunsuri. De aceea m-am întors la întrebări și răspunsuri. Descoperiți în text și puneți-vă și voi întrebări. De ce întreabă oare personajul narator? Atitudini descoperite. Călătorul manifestă interes, Roberto amabilitate. Descoperiți și alte atitudini. Putem face un infografic cu întrebări despre personaje. Ce întrebări v-ați adresa despre aceste două personaje? Ce ați vrea să știți mai mult despre ele? Ce nu apare scris, surprins în fragmentul selectat? Ca autoevaluare, vă propun întrebări pentru autocunoaștere. Care sunt pasiunile, interesele mele? La ce mă ajută pasiunile? Cum văd eu legarea acestora de învățare? Ce proiecte m-ar interesa? Răspunsurile voastre pot să orienteze următoarele proiecte ale clasei. Succes! Vă mulțumesc pentru atenție!